Dosarele întocmite se pot depune la sediul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală până pe 29 octombrie anul curent. În prima sesiune au fost depuse 12 proiecte pentru a primi finanțare pentru elaborarea acestei strategii de dezvoltare rurală locală și în continuare se așteaptă tot ca aceste potențiale galuri să-și depună dosarul. După ce se încheie această perioadă, trebuie respectat manualul de procedură care prevede ca în termen de 60 de zile să se dea răspunsul legat de evaluarea și monitorizarea proiectelor. Aceste dosare se pot depune la noi. Ne așteptăm, dat fiind că un număr de 12 dosare au fost depuse și au primit finanțare pentru elaborarea acestei strategii de dezvoltare rurală, locală. Ne așteptăm ca tot aceste 12 potențiale egaluri să-și depună dosarul la noi și după perioada, deci după ce se încheie această perioadă de depunere, de sesiune, de depunere de dosare, noi avem de respectat manualul de procedură care prevede ca în termen de 60 de zile de la încheierea sesiunii să dăm răspunsul nostru în ceea ce privește conformitatea, evaluarea, monitorizarea acestor proiecte. În primul rând vreau să vă spun că se face o evaluare primară la nivelul fiecărui județ, deci și la nivelul nostru. Fiecare dosar în parte va primi un scor. Noi le facem și scorarea ținând cont de criteriile de eligibilitate și în funcție de punctajul obținut de fiecare dosar în parte vor intra la selecția națională care va avea loc iarăși în termen de alte 60 de zile de la încheierea perioadei de evaluare, urmând ca în final comitetul de selecție care se va întruni la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale să publice lista galurilor care au fost aprobate. În situația în care un gal este aprobat în cadrul comitetului de selecție, acesta are obligația să meargă și să se autorizeze ca entitate cu personalitate juridică conform ordonanței 44, da?